creșterea locuri de muncă și meșteșugărit este organizat la Elveni pentru a uni angajatorii și potențialii angajați pentru a putea să întâlnim cererea cu oferta cât mai aproape. Unul din scopurile proiectului este coeziunea socială între refugiații ucraineni și localnicii din Republica Moldova. Prin aceste eforturi pe care le depunem împreună cu partenerii, încercăm să îi facem atât pe refugiați să beneficieze de șederea lor în Republica Moldova, cât și localnicii să beneficieze de aturile sau de beneficiile care le aduc oamenii noi în țară. Ras Hexeper, it's a privilege to be here and to share with your community. Este un eveniment care dă oportunități tuturor locuitorilor, inclusiv tinerilor, de a se angaja în câmpul muncii. Deci nu ne rămâne decât să aducem mulțumiri tuturor partenerilor noștri care au stat la organizarea și desfășurarea acestui eveniment. With the support of INCO and Google.org, we'll open a program of IT courses in Moldova. So the project is called by itself Work in Tech Moldova. And we'll offer 500 licenses for all kinds of participants. They will be able to study four different specializations, which will be UX design, project management, IT support and e-marketing. So once they will have pre-registered through our survey, they will be contacted by our team and they will be able to access the Coursera platform, where they will be following classes for around 10 or 12 hours a week. On average, it will last 3 or 4 months. At the end of the courses, they will receive a certificate that is certified by Google.org and will open for them some employment opportunities.